Astăzi a avut loc ceremonia de investire a domnului Constantin Fulga în funcția de subprefect al județului Hunedoara. Postul de subprefect era vacant încă de la sfârșitul lunii iulie, când subprefectul Gheorghe Bogdan Urdea, susținut de PSD, a demisionat invocând motive personale. Omul de afaceri Constantin Fulga, proprietarul grupului Edi Ursu, considerat unul dintre cei mai importanti investitori privați din zona Văijiului, colonel în rezervă, s-a alăturat echipei PSD Lupeni și senatorului Cristian Resmeriță cu peste 50 de colegi și colaboratori în luna mai a anului trecut. Astăzi, Constantin Fulga a fost investit în funcția de subprefect al județului Hunedoara, ceremonie la care a participat și Laurențiu Nistor, președintele Consiliului Județean Hunedoara. Îi urez mult succes domnului subprefect Constantin Fulga și îl asigur că administrația județeană este deschisă pentru o colaborare cât mai bună pentru binele cetățenilor județului Hunedoara, i-a transmis președintele Laurențiu Nistor noului subprefect susținut de PSD. Evenimentul investirii s-a desfășurat la sediul prefecturii Hunedoara în sistem videoconferință cu reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne, respectiv în prezența conducătorilor instituțiilor deconcentrate și autorităților aflate în subordinea MEAI.